Patru femei și un bărbat au murit după ce un șofer a intrat în plin în stația în care oamenii așteptau autobuzul. Accidentul s-a petrecut luni dimineață pe șoseaua Râmnicu-Sărat din orașul Brăila. Șoferul de 27 de ani, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, intrând în plin în grupul de oameni. Patru au murit pe loc, iar pentru al cincilea s-au făcut manevre de resuscitare, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului. Șoferul de 27 de ani, care a produs carnajul soldat cu 5 morți după ce a intrat cu mașina într-o stație de autobuz din Brăila luni dimineață, este epileptic și în momentul producerii accidentului era și drogat. La testele efectuate în spital, el a ieșit pozitiv la 3 substanțe: amfetamină, benzodiazepină și cannabis. Tânărul lucra pentru o firmă de pază din Brăila, iar șeful său susține că nu a fost informat că angajatul suferă de epilepsie. Au scăpat ca prin minune o femeie de 47 de ani, pe care autovehiculul a lovit-o doar la o gambă, și 3 lucrători de la salubritate, care spun că au văzut doar cum mașina i-a spulberat pe cei din stație, însă nu își dau seama cum s-a putut întâmpla accidentul. Cu toții sunt în stare de șoc și cred că au primit o nouă șansă la viață.